Welcome again, dear friends. We are the first and the last mobility of the project. I remember the objective of the project, that is to protect the environment by reducing waste of any kind. I hope you rise to the level of your expectation, and we want to make your stay during the 5 days in our country and in our city soon a tourist resort as pleasant as possible. We enjoy the opportunity. I hope to continue collaboration. Enjoy. You know.
Parcă scapă rău.
pălărie, mere duce-n pălărie, măi dorule, măi. Mere duce-n pălărie, măi dorule, măi. Floare, măi, dorule, măi, să crezi cu o leacă mai mare, măi, dorule, măi. Mândruța care mândruță iese la poartă descoță, dar așeia blestemată, noi iese nici în colța. Ochișori, asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Lelea înaltă și chetită și de răbă prăvălită, să mă bate Dumnezeu, dacă am prăvălit-o eu.
și este unul dintre probabilii de risipi sau arunca cât mai puțin, să zic, da? And he is the first person to think about reusing, recycling and everything that keeps the environment. Inclusiv acest obiectiv, această școală va intra de săptămâna viitoare într-un amplu program de reabilitare cu fonduri de la Ministerul Mediului. Our school is going to be rebuilt in a very short time with money from the ministry. Și trebuia să începem mai repede reabilitarea, dar la rugămintea doamnei director ne-a zis că voi veți vizita România. Am zis să mai întârziem câteva săptămâni pentru a putea să găsiți aici școala așa cum e acum, nu șantier. We were supposed to start earlier, but because of this great event that we are having now, we are going to start later. Okay. Eu mi-aș dori să vă simțiți foarte bine aici la Dărmănești, să ne cunoașteți așa cum suntem noi și la sfârșitul programului, cred că joi, da, vă invit și la primărie, la sediul nostru, să ne cunoașteți din alt punct de vedere. Mr. Mayor feels that he wants to be welcome, he wants to feel comfortable here, and he's going to invite you at the City Hall on Thursday. Okay. Domnul ministru, vă rog. Okay. Mulțumesc, domnule primar. Thank you, Mr. Mayor. Maybe I'll switch to English to save some time, if you don't mind. Welcome to Dărmănești. Welcome to Bacău County and welcome to Romania. My friend and my party colleague, Mr. Mayor, he said you should come for 5 minutes only, but you should come and say hello to these wonderful people who are visiting in an Erasmus program, not only because of the exchange of know-how that we are doing, but also because the project is related to the environment, and me being the Minister of Environment, Waters and Forest. Of course, I had to drop by and say hello. So what I'm hoping for is that you'll have a good visit here in Romania. Yes. Dărmănești is a wonderful city. Of course. The first time I talked to somebody about zero waste policy was with an Italian. His name is Stefano Ambrosin. I don't know if you heard, but he's really popular. He's traveling all over the world, and he's talking about zero waste policies. And we've had a lot of discussions in the EU Council of Environment, Environmental Council, with the Minister of Environment from Italy, because on so many topics, we have a really, really strong collaboration. Okay. What kind of activity you make in your town, in Dărmănești? Do you have any project? Dărmănești... On your ministry? If we talk about waste management, yes. We have a county management, so an integrated management. Everything is being done at county level, but if we specifically talk about the way the ministry interacts with Dărmănești, we mostly finance programs for efficiency, for the school to become more efficient. And to save some money on the electric bills and so on. So mostly we finance programs related to energy efficiency, to public lighting. We just launched a new finance program on Friday. For wastewater and for water supply and everything that is being related to the environment, we try to be closer to the communities, because at the end of the day
not only the national policies that we are writing, but what we are trying to do is to be as close as possible to the local community, as I am sure it's happening all over Europe. Do you think that your public has a knowledge about Zero Waste? Or? You should tell me after you finish here. But what I can tell you is that especially the young generations are watching closely and closely on environmental topics. If we talk about waste management, if we talk about climate change, everything, if we talk about losing the biodiversity, this is a place in Romania where you'll find a lot of biodiversity. This is when I visited Dubai to COP, the sound you're hearing from the birds was played by some electronic device. But here, if you are lucky, you might also find some bears. So watch out. But Romania is a really, really rich country in terms of biodiversity, in terms of centuries-old forests. And I hope you'll have a good visit here, because Dărmănești is also a place that reflects 100% all the values that we share, what we have in Romania. Thank you. Joi a rămas vizita la noi, da? Yes. Joi vă așteptam la birou și o să vă prezint o parte din proiectele pe care noi le avem pe mediu. Sunt milioane de euro pe care investim în calitatea vieții, a aerului și nu numai. Și ca o mică paranteză, vreau să vă spun că în această zonă este cel mai pur aer din toată regiunea și cea mai curată apă din toată regiunea. Și veți vizita barajul de la Poiana Uzului, care asigură cu apă potabilă mare parte, sau mai bine zis, aproape 90% din suprafața județului.
golalea, păi asta e averea mea. Păi într-o zi de sărbătoare, dar lumea a vrut să mi-i omoare. Păi tare eu când am aflat, dar tare rău m-am supărat. Păi am dat foc la întregul sat, păi și cu urși am plecat. Și străluce pe unde pașii mor duce. Păi sus în vârful plaiului, dar spre poteca raiului. Păi și-a plecat neobosit prin codrucel înverzit. Păi tot pe urma ursului, dar până în vârful muntelui. Păi și-am ajuns la muierus și-am văzut și un pui de urs. Dar ursul ca dădea târcoale, păi și-am făcut-o de jucare. Păi foiliță de dudești, dar e trofeu la Dărmănești. Dar cetine verde de brat, băi, obiceiul l-am păstrat. Păi și-am venit la dumneavoastră, dar cum e datina rămasă. Păi sănătate și bucate pe masă, să aveți de toate. Dar sănătate și mult spor, păi la mulți ani la tuturor. Dar la mulți ani la dumneata și la întreagă familia.